Dragana să ne spună câteva cuvinte despre carte. Bună ziua, nu știu cum aș putea să vorbesc fără lacrimi, mi-am plâns toată prezentarea Amaliei. Eu știu așa, că există o presiune foarte mare asupra părinților în ziua de astăzi să petrecem timp, așa zis, de calitate cu copiii noștri și cu mamele, în general, nu se pot rostogoli cu copiii și nu pot face jocuri cu roboți, preferă să citească. Dar și aici există o presiune foarte mare, ai nevoie să citești povești neapărat fără niciun fel de lucruri care ar putea provoca traume copiilor, asta însemnând să scoatem toate lucrurile și toate emoțiile care nu ne fac să ne simțim confortabil. Și ce mi-a plăcut cel mai mult la cartea Alianei este tocmai acest lucru, că vorbește despre emoții, vorbește despre tristețe, vorbește despre abandon, cum ai spus tu, cu o delicatețe aparte, care cumva ne face să le povestim copiilor noștri mai ușor despre emoțiile cu care noi, în primul rând, nu ne simțim confortabil. Și asta este un mare dar pentru copiii noștri, pentru că fără aceste emoții care fac parte din viață, deși nu ne place să le trăim, să vorbim despre ele, ei nu au cum să crească copii echilibrați și copii care să-și poată gestiona viața așa cum ar trebui să o facă. Eu îi mulțumesc Lianei pentru această poveste, am plâns la sfârșitul ei și o poveste pe care le pot citi copiilor mei din nou și din nou, pentru că dacă nu știați, copiii își doresc să citească aceeași poveste de mii de ori și deși nouă ni se pare că ar trebui să citească sute de povești, realitatea este că lor creier se dezvoltă atunci când le citești aceeași poveste mii și mii de feluri. Și ceea ce oferă Liana aici este exact această posibilitate, să citim o poveste în mii și mii de feluri copiilor noștri și să le povestim despre viață împreună cu tine. Mulțumesc pentru ea, sunt onorată că sunt aici și cu siguranță mamele comunității la primul bebe vor citi cu mare bucurie. Mulțumesc mult și felicitări!